Sunt foarte bucuroasă, sunt mândră chiar, sunt onorată, aș putea să vă spun, pentru că marea majoritate a celor care mi-ați răspuns la clipulețul anterior mi-ați spus că ați descoperit canalul meu, aparte de răsfoiri, de recomandări pe, pe YouTube, dar ați descoperit urmărind alte canale, cum ar fi, de exemplu, canalul Ioanei Moldovanu. E o mare onoare să știu că alături de ea m-ați inclus și pe mine acolo. Alături de Veronica Sandur, la fel, o doamnă extraordinară. E pentru mine foarte mult, contează treaba asta. Nu mai spun de Oana, de la fostul canal Jurnal pentru Bebe Mic. Sunt niște doamne extraordinare și clar că sunt mândră știind că alături de ele mai aruncat din când în când și câte un ochi pe canalul meu. Ok, dragii mei, m-am hotărât să încep în forță acest vlog și iată că îmi pregătesc masa de călcat, adică biroul unde voi sta pentru cel puțin o oră. Cu idei, dați-mi voie să vă salut de la birou, de la biroul meu de călcat. Astăzi voi călca împreună cu voi câteva rufe și înainte de a demara acest vlog, pentru că asta vrea să fie un vlog, aș vrea să vă mulțumesc din toată inima pentru susținerea care mi-ați oferit-o în clipul anterior. Dacă nu făceam clipul ăsta, nu realizam valoarea prietenilor mei, celor care mă urmăresc. Evident, am primit și comentarii mai puțin plăcute, dar am știut să mă eschivez cu acelea. Vă mulțumesc din toată inima mea. Acum am înțeles că ceea ce fac, așa cum fac, este bine pentru voi și asta pentru mine contează foarte, foarte mult. Voi merge în continuare așa cu vloguri de familie, cu activități pe care le facem împreună. Astăzi, de exemplu, mi-am propus să ieșim puțin, să vă arăt cartierul, să fac un tur al cartierului, evident după ce termin de călcat, pentru că, așa cum vedeți, dacă vedeți aici în spatele meu, am un morman de rufe. Vreau să calc și după aceea o să ies puțin afară, împreună cu Teodora, și ca să fie treabă, ieșim la o înghețată, așa cu ocazia asta pot să vă arăt și cartierul. Dar mai avem un scop și anume acela de a aduna materiale din natură ca să putem face niște decorațiuni, pentru că se apropie toamna. De fapt, este deja toamnă. M-am gândit că aș putea să fac câteva decorațiuni, așa, handmade, făcute de mânuțele noastre și am nevoie de ceva materiale. Așa că astăzi vom ieși, vom avea un dublu scop, să mâncăm o înghețată, să stau puțin de vorbă cu Teo, așa ca între fete, să vă arăt cartierul și să adunăm materiale din natură pentru unul sau mai multe handmade-uri. Referitor la toamnă, la momentul acesta știu că așteptați și partea cu decoratul, o să decorez, dar probabil săptămâna viitoare o să decorez de toamnă. Nu știu dacă anul ăsta mai decorez pentru, pentru Halloween, nu știu, că nu prea mai suntem așa atrași de sărbătoarea asta, dar pe toamnă sigur o să decorez, având în vedere că toamna este unul din anotimpurile mele preferate. Deci îmi place toamna, pentru că nu e nici cald, nu e nici frig, e numai bine. Și eu urăsc din tot sufletul căldura, pentru că transpir foarte tare. Așa că toamna este exact ceea ce îmi trebuie. Așa că voi decora de toamnă. Decorațiuni care vor sta probabil până în decembrie. Pentru că, evident, în decembrie voi decora pentru Crăciun. Clar, vă știți că și Crăciunul este una din sărbătorile mele preferate. Așa că o să decorez și pentru Crăciun. Nu știu însă nu știu dacă o să fac și un clip cu curățenie generală. Probabil că o să fac ceva, pentru că să pun decorațiunile într-un spațiu cât mai ordonat și cât mai curat. Da? În ce privesc decorațiunile, vreau să vă spun că m-am inspirat la decorațiuni. Punctul meu de inspirație rămâne Pinterestul. Acolo sunt o sumedenie de idei care mai
mai interesante, așa că vă invit să frunzăriți Pinterest-ul și, în mod cert, o să găsiți acolo tot felul de idei. Anul ăsta aș vrea ceva retro. Eu iubesc retro, eu iubesc decorațiuni, nu numai decorațiuni, tot ce ține de partea asta retro. Așa că... Avem și eu calc, rufe. Haideți vă rog ceva ce de eu. Te-am prins? Te-am prins? Ce vrei să spune? Ce gătești tu acolo? Fac risotto cu funghi și pastă. Mai faci și luat de pastă? Deci acolo super, ce vrei? Da. Faie evaporare toată asta. Trebuie să iei capacul. Da. Iei capacul, dacă, dacă pui capacul, nu. Așa. Acolo ai... Aici pasta. Pui... A, pasta acolo faci? Da. Și orezul? Orezul cum ar pun? Orezul, văd că în parte l-ai prășteat un pic pe masă. Uite, așa arată orezul. Orez din asta integral. Uh-huh. Mie îmi place asta. Vrei să faci un pic al dente, da? Da. Ok, misiune îndeplinită. Am terminat de călcat toate rufele pe care mi le-am propus și acum urmează să ne îmbrăcăm și să ieșim puțin în giro, cum spun italienii, adică în cartier, facem o plimbare. Așa că pun rufele la loc și apoi via cu noi. Dragii mei, așa cum vă spuneam, am ieșit să facem o plimbare prin cartierul nostru și o să vă luăm cu noi, sperând că o să vă placă zona în care locuim și nu numai asta, dar poate o să-și găsim ceea ce ne-am propus, castane și alte șmechere din astea pentru lavurete. O să întorc camera ca să vedeți primele semne ale toamnei în cartierul nostru. Așa arată, aici este o pistă, nu o pistă, o fel de pistă de alergări, dacă vreți, în care oamenii ies și aleargă. Am ieșit și eu cu Teo în ultimul timp. De fapt, în ultimul timp nu prea mai ieșit Teo, cam asta e adevărul. Dar observați copacii deja timp să se îngălbenească, oamenii fac plajă aici și se bronzează. Așa că se vede că încetul cu încetul se apropie toamna. Toamna, anotimpul nostru, anotimpul meu de altfel preferat, ca tău nu-i, nu? Da. E frumos aici, e liniște și dacă ne uităm așa cu atenție, seamănă cumva cu un fel de zonă rurală, acolo. Pentru că acolo sunt... Îmi place că se văd așa răzleți, frunze galbene printre copaci și cred că peste vreo săptămână, două, deja se instalează bine toamna aici. Dar văd dacă vine toamna. Ia uite câte frunze sunt pe jos. Da, aici în Italia toate complexele astea școlărești, școlare, cum vreți să-i spuneți, sunt grupate. Deci avem creșa, la câțiva pași mai încolo este școala elementară și tot în aceeași curte este și școala, și gimnaziu. Deci cum ar veni până în clasa a 8-a. Așa că e posibil ca elevii care, sau copiii care au fost colegi la creșă să fie colegi până în clasa 8-a. Depinde de bafta care o au și, nu, și norocul. Da. De ca să ajungem la creșă, trebuie să mergem prin tunelul ăsta, acolo e creșa. Dar în partea asta, la altă, aici, este grădinița. Vă arăt imediat, ajungem în dreptul porții și o să vă arăt. Asta este un parc, un teren de fotbal. Un alt parc acolo. Unde ți aduce aminte, Teo, ce se întâmpla în parcul ăla? Circul, da, venea, era o echipă de, o echipă, erau și circari din aștia ambulanți. Aici veneau? Da. A, și după circ, noi mergem acolo în parc. Deci 10 ani la rând, nu în fiecare zi, după ore ne opream în parcul ăla acolo și să steam uneori jumate de oră, alte ori o oră, nu stăteam niciodată prea mult, dar acolo mergeam și ei se jucau așa cu colegii lor. Toate grădinițele, toate școlile au tufișurile astea înalte aici, ca cei din afară să nu vadă în interior ce se întâmplă. Da. Aici este școala. Asta este școala unde au învățat copiii. Acolo în fund e școala elementară și aici în dreapta e grădinița. Iar mai încolo, în fund, e școala medie. Și este asta ultimul palestră. Da, și aici e
palestra, înseamnă în terenul de sport, unde faceți voi, faceți voi sport. Acolo e școala gimnazială. Cam așa, așa arată complexul. Și în fund vă spuneam că e, e creșa. Deci creșa, școala elementară, pardon, grădinița, elementară și medie. Și toate într-o singură, într-o singură zonă. Suntem tot în cartierul nostru. Așa, zona asta e amenajată de curând. Mie chiar îmi place cum s-au gândit ăștia să facă aici. Din astea floricele avem și noi, acasă. Vivaio condiviso. Au plantat ei aici plantele astea. Ia uite ce frumoase sunt astea, uite și un fluturaș. Ia ce frumoase. Ia uite cât e de frumos, fac o poză. Ai ce frumoase. Și o albinuță. Albinuțele care strâng polenul. Ciao, eu mi chiamo Rudbeckia. Așa se cheamă planta asta. Mai avem aici. Ciao, eu mi chiamo Ibisco. Frumos organizată zona asta, chiar super. E o zonă de un parc cu gonfiabile, cu din astea umflate, gonflabile, nu? Și aici vin copiii mulți, în special în weekend. Cât era? Că nu mai știu cât era intrarea. 5 euro? Nu cred că era 5 euro, era mai puțin. Au aici tot felul de jucărele. Și aici așa, dacă vreți să știți, hoților, care vreți să veniți aici, și poliția. Deci stăm în coasta poliției noi, așa că n-aveți tupeu să veniți. Într-un parc, asta e un parc mai mare, mai întins, mai la dos, așa. Și am spus noi că am vrea odată să venim și noi aici să stăm pe iarbă, să citim, să admirăm natura. Dacă tu ai fost cu, da, cu verișoarele tale odată pe aici. Era plin de insecte. Era plin de insecte. Și o vei frică de insecte. Da. Deci hai să intrăm alea și pe poteca asta să vedem ce e. Uite, acum ai descoperit și eu multe lucruri. Descoperim de specii aliene. Prin pădure, după fragi și după mure. Tan-tan-tan. Un podeț. Uite un lan de porumb uscat. Așa. Și dăm așa la teo. În bătaia soarelui. În bătaia soare. Acum ieșim de pe cărărușă. Astea sunt, cum se cheamă, Teo? Uite, vezi? Fructe de pădure. Cred că cu astea face înghețata. Da, adună. Le adună de aici și le pun înghețată, nu? Da. Da. Sunt bio astea. Că sunt astate. Spate din... Așa se scot din nou punga.
Uite câte sunt, o grămadă. Stai așa să scot punguța. Și pun. Uite mai mult pungă. Ce? Uite câte sunt, vezi că are o grămadă. Și în copac sunt. Ne apucăm de scutura copacii să cadă castanele. Poți? Da. Hop. Mai era una înăuntru. Am ajuns acasă și acum haideți să vă arăt ce pregătim noi pentru cină. De fapt aici marele șef e Nicu care pregătește. Dar să vi-l arăt în... Să vi-l arăt în nudo gol. Sexy. Tocmai omorai un pui. Ai du-te și spune un tricou ca să apăr și tot cât de cât mai... Uite, am și rețeta pentru mâine. Așa, Nicu pregătește aici, are un cucoș. Cu mai multe creste. Cu mai... E monstru ăsta cu mai multe creste. Cu creste... cucoș de la bărbat adevărat. Da. Așa, și mâine îl facem la cuptor. Ai du-te cât arăt eu aici, du-te și spune un tricou cu tine mai bine. Ca să nu se îndrăgostească toată lumea de fizicul tău. Gata, Nicu a ajuns la o ipostază mai decentă. Și da, acum... M-a dus un pui copt la pui. Profesor. Da, și eu îmi fac salata. Și o scot... mai carnea, nu? Carne, da. Vezi că-i dai și pe jos. Las că-i porțelul Chico. Las că nu-i mănâncă Chico atâta. Da, și eu am să fac salata. Am roșii, am salată de salată. Asta e mai multe chestii înăuntru. Și castravete și ceapă, să pun un pic de ceapă, dar sunt mai puțin ceapă pentru că copilașii nu mănâncă. Și astea porția lui Nico, astea sunt preferatele, nu Nico, sunt Chico. Sunt preferatele lui Nico astea. Sunt preferatele lui Chico astea, priculețele astea. Unul din ăsta, știți cum îl termină, îl devorează practic, în două secunde nu mai are nimic. Și cumpărăm mai mult. Îi dăm așa câte o leacă pe zi, adică îi dăm când și când, nu în fiecare zi. Nu așa. În fiecare zi, două ore, toată pe zi. Da, și tot Nicu a cumpărat astăzi o grămadă de banane, că au fost și-au făcut cumpărături. Miroase a roșii. Cred că astea ajung. Picadile. Picadile sunt astea? Mm-hmm. Care diferența între roșii, picadile și sherry, de exemplu? Sau picadile sunt alea un pic mai mari decât sherry. Și mai lunguiețe, nu? Sunt mai mari. Și mai dulci. Și alea sherry? Sherry s-au pus mai mic tele. Și mâine îl pui la cuptor. Și numai cocoșul sau mai pui și altceva pe lângă? Eu am zis că am luat și ce prin cele pe bunite și la copiii aia din mici. Inițial am dus la faraona, ai facem faraona? Da, faraona și înseamnă plepeliță, nu? Bibilică. Da, bibilică. Bibilică? Da. Și o roșie, o roșie, o ceapă roșie. Numai că eu nu trebuie să pun ulei cu spunit eu, știi că e... își cântărește uleiul. Tocmai de aceea... Să prezintă din ce în ce mai bine. Cine te-o? Hai că mai pus ceva kilograme de... Da, exact.
pe grav le-au pus. Da. Dacă mergem la ginecolog săptămâna viitoare, sper să nu fie vreo problemă mai de altă natură. Și o duc mâna aici și o faci în continuare, asta e deja la care. Nici nu pot să o forțez, nici o să... Da, da. Deci, ai bună, ai mai mult față de comunica înainte. Eu știu pe unul care, când îi pun salată, alege șapa. Dă șapa deoparte. Aici e gata. Eu o să strecor zama asta care mă universitate și o faci cu un orez. Da, dragă. Poți să mă pun rog tine? Nu, dar păcat de ea că te... are toată esența cocoșului. Aoleu. Esență de cocoș acolo? Așa că parcă te tir un po'. Un orez cu esență de cucoș. Păi da, că e cucoș cu creastă, nu e cucoșul de la mic. Fără creastă, nu? Da. Avea și altceva înăuntru. Și avea. Ouă, de găină. Avea ouă de găină. Da, dă-mi sarea să pun un pic de sare. Uite, bine ați, dragii mei, astăzi este duminică și după cum vedeți, tot echipajul e în mișcare. Unde mergem astăzi, Adi? Să facem cumpărături. Să facem cumpărături. Da. Shopping, da, shopping, da, pe, minuni. De asta cred că și plouă, afară că merge și Adrian cu noi. Mergem ca să-i cumpărăm de îmbrăcat lui Adrian pantalon, pentru că a rămas cam în fundulețul gol. Da, pentru că știți, voi mereu spun treaba asta, Adrian crește într-o zi cât alții în 3 ani, știi? Așa, foarte repede crește, au rămas mici pantalonii care i-avea. Așa că pe lângă pantalonii lui Adrian, cred că am să mă lipesc și eu și cu Teo de ceva pe la Fierdalizo, pe la Primark, acolo mergem. Așa că rămâneți alături de noi pentru că astăzi va fi o zi super interesantă. O să am mult de filmat, rămâneți alături de noi. Primark-ul e încolo. Da, nu, dar așa... Da, aici, dar ideea este că au deschis magazinul complex și de-abia o oră și e plină parcarea acum, știi? Deci oamenii merg la cumpărături. Val vârtej astăzi, duminică, și vremea asta, de obicei când plouă așa, când e nourat, oamenii își consumă timpul prin supermarketuri, cum și noi de altfel facem. Ne-am întors de la shopping. O să vă arăt mai încolo ce anume am cumpărat. Mi-am luat și eu ceva, bineînțeles. Și-o luat și Teo o geacă de blugi și Adrian pantalon. Acum, în schimb, domnul Nicu, master șeful familiei, s-a apucat de gătit pentru prânz. De fapt, el a început de aseară pregătirea, dar astăzi continuă. Așa că vă arăt imediat, vă spun el ce treburi importante face acolo. Da? Da. Am pus condimentul, pun un pic de acolo și pe... Pe lângă, da. Așa. Dar la ulei nu te mai făcut, că pui chiar ai pus. N-am pus și nu l-a fac să pare nimic. Puțin. Așa, da. Așa. Cred că aș mai bine dacă l-aș pune direct. Pune așa direct mai bine, da. Așa. Nu știu ce am pus aici. Col... Și a rămas o grămadă de... De un... Condiment. Condiment. De... Mm-hmm. Trebuie să fie lucrurile de prima dată. Mm-hmm. Ok. Bun. Cum îl porționăm așa ca să... Așa la capul și ăla cu creastă, ai mănânci și tu, că nu... Da, să creastă, creastele, uite și la creastă aici. Eu am să mănânc o pulpă. Creastele astea au și altă... Astea sunt bune la răcituri, da, creastele. Da, da, sunt și afrodisiatice pe de altă parte. Hai, lasă-mă! De asta te-ai îmbrăcă tu așa sexy și mănânci creste, nu? Cerește-te! Da? Să le mănânc toate eu. Da, păi da. Așa, bun. Bun, băi, și acum am lămurit. Da. Așa, vine și usturoi ăștia, că usturoiul și el are... Rolul lui. Are rolul lui, nu? Da. Așa. Ok. Hai să-mi spun un pic de... Ai spus că te faci, până la urmă văd că pui o grămadă. Multă.
Cum nu-i multe? De, condimentele astea nici nu sunt așa sănătoase, să știi. Sunt bune. Sunt bune, da. Așa, acum stau în dubiu. Spun cartofi, întâi sau spun ceapa? Pune. Eu spun cartofi. Dacă întrebam pe tine, făceam contrariu. Dar știu asta, nu, de asta nici n-am spus și să pui tu întâi, pentru că știam că faci și... Dar dacă zici să pui ceapa, scot cartofi și schimb. Ca să fac. Hai, las acum! Așa. Dar cartofii, după părerea mea, bine că tu ești atot știutorul. Nu, tu ești atot știutorul. Cartofii, după părerea mea, ar trebui să fii toți cam de șeiași dimensiuni ca să se facă... Păi, sunt, asta e o specie de cartofi anume de cuptor făcuți. A, da? Și ca să te ascult pe tine tot, că asta e mai mare, îl tai în două. Ai, de mine, deci nu vreau să... Dar au greșit ăștia care au vândut, pentru că ei trebuiau toți să fie cam de mărimea asta, trebuia să fie cartofi. Dă în judecată. Da. Dar ce, du? Așa, mai departe, acum punem ceapa. Dar peste astea nu mai pui nimic, că are deja carnea... Pun un pic de sare și un pic de... Păi n-ai spus că nu mai pui sare? Că... Da, cartofii după aia iese nesărați. Păi n-au știi condiment. Știi ce le-ați fac eu aici? Da, pe mine. Uite, puneam așa. Și da. Așa, perfect, da. Îmi doam mintea română ce e de pe urmă, știi? Noroc să nu ți-o de sare, că altfel... Da. Da, așa, și acum pui... Punem totuși un pic de sare. Ai. Nu mă gândeam eu. Pe cartofi, după aia să zici că îți dau mâncare nisărată, știi? Așa. Așa. Okay. Așa. Și mai pui ceva acolo? Da. Cu un pic de ulei. Una au deja o leșunat când au văzut că pui ulei. Dar știți care e suriala de ce am pus ulei aici deasupra? De ce? În mod normal trebuia să pun pe fundul tigăiei. Ca dar, să... dar uleiul oricum se duce la fund. Clar. Dar în schimb, îi ne facem și alt efect. Dar lipește... Să lipească da. Rozmarinul, să arate și să-i placă și ochiului. Înțeles acum. Eu am aici niște rozmarin uscat, care nu prea vrea să iasă din ăsta. Le dau partea asta. Asta poate scăpă mai mult așa. Și rozmarin verde. Dar am înțeles că ăsta uscat e mai... are efect mai bun decât ăla proaspăt. Eu vreau să văd efectul de la creste, nu de la altceva. Da? Nu-ți vezi efectul crestelor? Da. Așa. Da, arată așa. Bine. Arată, da. Cuptorul e încins la 180 de grade. Și acum îl pui în cuptor. Cam că într-o oră trebuie să fie gata. Ori, practic când îți copți cartofii, coaptă și carne. Așa, ok. Pentru că au fost opăriți. Ok. 11 jumate la 12 jumate mâncă. Ok, dragilor, haideți să vă arăt cocoșelul lui Nicu. A, cocoșelul meu. Așa. Deci, cocoșelul meu. Cocoșelul lui Nicu arată foarte bine. Cu creasta. Pârpolit. Da, cartofi, cred că copiii o să mănânci mai mult cartofi. Deja mi-e împro în gură. Altă creasta. Altă creasta, da. E, și da, am fost fie așa. Ia uite. Ia să ne-am și o pulpă goală. Și o pulpă, ia uite. Foarte bine rumenite, sos, cred că am să vreau și eu. Nu este prea mult. Nu este prea, mă rog, cât este. Dragilor, deci vă invităm la... Cresta este cam dură, totuși. Hai, mă rog. Ia, da, vă invităm, are lui. Da, vă invităm la o friptură de cocoșel. Cum e? Bună? Bun, deja? Cam dură, e efectele vedem mai târziu. Da, ok. Ne punem la masă acum. Haideți cu noi la o fripturică. Dragii mei, nu știu dacă vouă vi se întâmplă treaba asta, dar eu astăzi am fost în beci, cum se cheamă, la subsol, în garaj. Da? Am fost în garaj să caut niște caiete de ale Teodorei de anul trecut, că, mă rog, acum trebuie să le restudieze, că știți că aici, la începutul fiecărui an, se dă un fel de lucrare de control de verificare a cunoștințelor din anul trecut. Și am fost în garaj, așa cum vă spuneam, să caut caietele Teodorei, le-am găsit, bineînțeles, dar mi s-a mai legat și altceva de mână. Nu știu dacă și vouă vi se întâmplă să duceți în garaj niște lucruri, să uitați de ele și apoi peste un timp să vă duceți aminte și să vă dați seama că vă trebuie, că vi sunt utile. Așa mi s-a întâmplat și mie acum și o să vă arăt imediat ce am găsit borcanelele astea, o să vă le arăt mai bine, mai de aproape, pe care vreau să le pun să decorez cu ele acum de toamnă.
Astea sunt borcanelele cu floarea soarelui, sunt așa pictate, mi-e plac foarte mult. Le-am cumpărat acum vreo 10 ani, cred că. Le-am avut și le-am obținut și prin casă, dar le-am dus în ultima dată, le-am dus în jos în garaj. Am spus, doamne, nu mai trebuie, dar astăzi mi-au căzut cu tronc. Da? Și mă gândesc să le pun așa, în mod divers, deci să nu fie toate cu aceeași imagine. Deci ceva de genul, așa, adică să cuprindă toate fațetele acestor borcanele. Și bineînțeles voi pune înăuntru cafea, probabil, zahăr, făină, nu știu, să văd, oricum am ce să pun în ele. Și vreau să le pun așa pe unul din rafturile astea pe aici, prin bucătărie. Printre altele, vreau să vă mai arăt, mi-am pregătit aici toată treaba, inclusiv asta ca să pun telefonul pe el. Pentru că vreau să fac ceva handmade, niște DIY-uri. Și voi folosi castane, ieri am găsit castane în sfârșit, și voi folosi și acest păhărel, acest pahar, pe care l-am folosit și de Crăciun. Observați că am pus aici o bordură din asta dantelată, dar tura asta vreau să-l transform în ceva de toamnă. Am numai unul. Dacă aș mai găsi unul la fel, ar fi super. Dar, na, o să văd, dacă mai ies prin piață, poate văd la tarabele astea cu vechituri și poate mai iau unul la fel. Deci astăzi voi face o coroniță de castane, am aici sârmă, am și un foarfec ca să pot să tai sârma asta și apoi voi folosi castanele și mai văd eu, poate mai vine vreo idee, așa că rămâneți alături de mine, țineți-mi pumnii să-mi iasă bine ghirlanda de castane. Apuc de treabă imediat. Da, și acum să trecem la treabă. După cum vedeți, m-am chinuit puțin să tai firul de sârmă cu un foarfec care nu tăia prea bine. Am obținut un cerc destul de măricel, acum pe care poate să le aleagă după propria imaginație, și am găurit castanele cu o șurubelniță. Castanele sunt destul de moi și șurubelnița a intrat ușor în ele. Am găurit destul de multe, astfel încât le-am așezat frumos pe firul de sârmă și am obținut, după cum veți vedea, o ghirlandă de castane pe care putem să o punem fie la ușă, fie pe un perete, fiecare după gustul său. După cum vedeți, eu am agățat-o ca să vă arăt aici pe ușa de la șifonier, dar probabil o voi pune pe ușa de la intrare săptămâna viitoare, mă gândesc. Am agățat și un fir de sfoară din asta ca să pară un pic mai rustică. Urmează să mă ocup acum de un pahar pe care l-am cumpărat de la un magazin de vechituri și mi-a venit mie ideea genială să îl colorez cu vopsea pentru sticlă. Am aici o cutie cu vopsele pentru sticlă, vopsele care din păcate s-au uscat, doar asta portocalie m-a salvat, celelalte toate erau uscate. Am acoperit bine paharul cu această vopsea. Vopsea o se usucă destul de repede, să știți. Și după aceea am avut o surpriză cam neplăcută, pentru că în momentul în care am vrut să folosesc culoarea verde, mi-am dat seama că aceasta era uscată. Așa că am apelat la niște artificii, în ghilimele spus, și am folosit culori acrilice. Așa încât piciorul de la pahar l-am vopsit prima dată, am avut o tentativă să-l vopsesc cu vopsea de sticlă verde, dar neavând succes am trecut și am folosit vopsea acrilică, pe care normal ar trebui să o folosim pe o pânză de canavas, dar eu am folosit ulterior acel tub de vopsea acrilică. După cum vedeți, nu iese mare lucru aici, este un verde așa spălăcit, dar cu vopseaua acrilică am rezolvat problema. După ce am terminat de colorat și piciorul de la pahar și paharul s-a uscat complet, am pus deasupra o lumânare și am legat piciorul cu aceeași sfoară
care am pus-o și la coronița cu castane și a ieșit un suport de lumânare inedit, un suport de lumânare superb, care mie mi-a plăcut foarte mult. Până la urmă a ieșit așa cum mi-am dorit, un portocaliu așa spre dovleac, dar zic eu că efectul este foarte, foarte frumos. Așa că eu vă îmbrățișez pe toți cu mare drag și vă aștept cât de curând la următorul clip. Vă pup din tot sufletul, dragii mei!